Pentru primăriile din țară, moșul a venit mai repede. Guvernul a decis joi să aloce peste jumătate de miliard de lei, mai exact 562,6 milioane de lei din fondul de rezervă pentru decontarea unor proiecte locale și pentru plata datoriilor. Este vorba de 300 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2018 pentru decontarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală neonorate până la această dată. Tot jo executivul a decis ca 262,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului să meargă pentru plata cheltuielilor curente și de capital ale primăriilor din țară. În urmă cu o săptămână, guvernul a mai împărțit alți 225,4 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. Diferențele între județe sunt foarte mari. Guvernul României își bată practic joc de brașov, deși județul este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat. După ce a tăiat cât a putut de la primărie, cât și de la Consiliul Județean, guvernul a ignorat brașovul la alocarea banilor din fondul de rezervă. Astfel, din cele 225,4 milioane de lei, brașovul a primit doar 1,89 de milioane de lei fiind pe ultimele locuri. Marele câștigător al împărțelii banilor a fost Giurgiu, care a primit 21,9 milioane de lei. Sume mari de peste 10 milioane de lei au primit și județele din Moldova, scriu jurnaliștii de la Știr de Brașov. Au fost însă și județe care au primit chiar mai puțin. De exemplu, Ilfovul a primit 892 de mii. Aradul 1,2 milioane de lei, Brăila 1,2 milioane de lei. La polul opus, pe lângă Giurgiu, au mai primit bani mulți, județele Vaslui 13,3 milioane de lei și Neamț cu 10,1 milioane de lei. Clujul și Timișul sunt pe la mijlocul clasamentului, cu 4,9 milioane de lei, respectiv 5,1 milioane de lei.